de îngrijiri paliative, pacienții nu beneficiază doar de tratament de specialitate pentru afecțiunile fizice pe care le au, ci și de terapie spirituală și psihologică. Mai mult decât atât, rudele pacienților învață cum trebuie să-și îngrijească în mod corect bolnavii. Zbor de fluture. Sună foarte frumos, dar când treci de anumită vârstă, probabil că este foarte profund. De la primul pas în secția de paliație, bolnavii, dar și aparținătorii acestora, sunt întâmpinați cu zâmbete și muzică relaxantă, într-un peisaj familial, plin de culoare și de speranță. Ideea realizării unui compartiment de îngrijiri paliative la Spitalul Județean din Târgoviște a apărut în urmă cu un an, iar acum s-a concretizat. De la 1 august, medicii și asistentele și-au început activitatea de îngrijire specială a pacienților incurabili. Încă din primele zile, în saloane au fost internați 7 pacienți, al căror status de performanță este mult scăzut. Este o îngrijire holistică, în sensul că pacientul nu este extras din familia lui, îl tratăm ca pe un tot unitar, de fapt, așa cum este, un om cu afecțiunile lui fizice, cu familia lui, cu problemele lui sociale și problemele lui spirituale. Este o mare realizare pentru spital, dar în primul rând pentru pacient. Pentru că pacientul aflat în stadiu de boală incurabilă, din punctul meu de vedere, nu este respectat așa cum ar trebui. Și era plimbat din secție în secție, fiecare se lega de un anumit diagnostic ca să nu aibă îngrijire, pentru că sunt pacienți destul de dificili cu multiple necesități. Aici pacienții beneficiază de îngrijiri acordate de 2 medici de specialitate, 11 asistenți, 8 infirmiere, un asistent social, un psiholog și un cleric de orice confesiune religioasă. Deși compartimentul are o capacitate de doar 15 locuri, are toate dotările necesare și absolut firești în spitalele europene, pentru ca bolnavii cronici să poată fi îngrijiți cât mai bine, în raport cu afecțiunile grave pe care le au. Este camera, noi spunem, de consiliere spirituală și psihologică. În principiu, aici atât familiile cât și pacienții noștri se confesează psihologului și preotului. Cam așa ar trebui să arate într-un spital o baie, un grup sanitar, având în vedere că pacienții noștri, mulți dintre ei nu se pot deplasa, deci au nevoie de spații largi, pot să vină cu cărucioare, ajutați, trebuie să se poată ridica și susține. Un pacient care nu are suficientă putere poate fi ajutat în timpul efectuării băii, mașina de spălat și dezinfectat ploșii urinare, în care, practic, ploștile și urinarele sunt băgate, deterjate, spălate, dezinfectate și în 8 minute sunt curate și sterile, le putem folosi la următorul pacient. Aceasta este o cadă specială în care pacientul poate să fie destul de bine susținut și în siguranță și 2 persoane pot să-l spele cu ușurință, inclusiv adaptând scafa de confort, să-l spele și la cap. Este oficiul alimentar. Aici primim masa de la cantina spitalului. O porționăm. Încă un lucru cu care trebuie să se laude secția este o mașină de spălat vase. În sfârșit începem să ne modernizăm și să înțelegem că și asta înseamnă tot calitate și siguranța actului medical. Pacienții se bucură de fiecare moment petrecut în acest compartiment, unde au uitat de imaginea rece a spitalelor în care și-au petrecut ultimii ani. Aici nu mai resimt la fel de puternic nici suferința provocată de boală. Nu este... Arată la spital? Nu. Asta e o stațiune banloclimaterică de nu știu câte stele, vă spun sincer. Condiții ca și aici nu am întâlnit pe nicăieri până acum. Ideea de îngrijiri paliative în spitalele din țara noastră a apărut în Brașov, iar în prezent doar spitalele universitare au amenajat astfel de secții. Spitalul de urgență din Târgoviște este prima instituție medicală județeană care a reușit să pună în practică conceptul de paliație.
Regina Maria ne-a dat primele lecții de paliație în timpul războiului, când a avut grijă de soldații de pe front răniți. Îngrijirile paliative primite de pacienți în cadrul spitalului sunt decontate de CAS, iar perioada optimă de îngrijire în acest compartiment este de 19 zile pentru fiecare pacient. Pe viitor se ia în calcul și o echipă de paliație pentru îngrijiri la domiciliu.